Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă revistă a Presei. Sunt Adrian Simon, iar voi urmăriți, bineînțeles, cu mare plăcere, Capital TV. Haideți să vedem ce mai scriu ziarele. Astăzi aflăm de pe site-ul Știri pe Surse că Mihai Tudose îi cere lui Ludovic Orban demiterea prefectului de Brăila. Conform ordinelor dumneavoastră, trebuia să carantineze forțat cam tot PNL-ul local, scriu cei de la Știri pe Surse. Mihai Tudose i-a transmis lui Orban a doua scrisoare deschisă în două zile. Fostul premier îl are în vizor pe Cătălin Boboc, prefectul județului Brăila, cel care ar urma să candideze din partea PNL la fotoliul de primar sau pentru fotoliul de primar. Tudose îl acuză pe Boboc de o serie de nereguli în gestionarea epidemiei, inclusiv de încălcarea dispozițiilor guvernului în urma unei ședințe a PNL. Bun, acum de chestii de astea o să ne tot lovim zilele astea, pentru că au început să-și dea unii altora pe la Tibi, pe acolo, da? Adică la Tibie, că acolo doare cel mai tare, printre altele. Și nu știu cum să-și pună bețe în roate unii altora. Tot de la Știri pe Surse mergem mai departe și ne ocupăm, bineînțeles, și de coronavirus, care e subiectul zilei în fiecare zi. Ci că un nou studiu oferă date inedite despre coronavirus, câți infectați sunt de fapt asimptomatici, și zice așa: un nou studiu a constatat că persoanele asimptomatice au aceeași cantitate de virus în organism ca și persoanele simptomatice. Noile date arată că 29% dintre cei infectați nu au prezentat niciun simptom, transmite Mediafax. Un studiu detaliat realizat asupra 303 persoane din Coreea de Sud relevă acest fapt. Da, ce să zic, foarte interesant. Dar ce? Tu știai că se măsoară cantitatea de virus din corp? Dar ce contează dacă ai 1 sau 1000? Nu e același lucru? Vezi? Dacă nu ne pricepem la medicină. Ia uite. Un articol care spune cam așa, de pe Hot News: Klaus Iohannis își cere scuze pentru comunicarea eronată a unei formule de calcul privind reluarea cursurilor universitare. Despre ce o fi vorba? Și că în conferința de presă a prezentat eronat o formulă de calcul privind reluarea cursurilor preuniversitare, dar precizează că metoda de calcul nu a fost comunicată corect administrației prezidențiale de către Ministerul Sănătății. Ce să faci? Eroare de comunicare. Informația corectă este următoarea: criteriul epidemiologic în funcție de care școlile se vor încadra în scenariile verde, galben sau roșu este numărul total de cazuri noi înregistrate în ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori din localitatea în care se află școala și nu media zilnică de îmbolnăviri pe ultimele 14 zile, așa cum a fost inițial comunicat de către președintele României. Da, păi na, omul a citit de pe foaie până la urmă și a citit ce i s-a băgat sub năsuc. De unde să știe el chestii de genul ăsta? Deși ca profesor de fizică ar trebui să știți ceva matematică. Ce zice asta? Hai să vedem despre ce este vorba. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a hotărât ca sezonul 2019-2020 să fie încheiat fără disputarea restanțelor, iar stagiunea 2020-2021 să aibă la start 16 echipe, scrie DigiSport. Noul campionat are șanse mari să înceapă la data de 22 august, iar președintele FRF anunță că va fi cel mai atractiv sistem avut de România până acum. Acest sistem rezolvă și câteva minusuri pe care le-am avut cu toții în ceea ce privește competiția pe care am avut-o în 14 echipe. În primul rând, diferența de meciuri între echipele din play-off 10 și cele din play-out 14. Ok, așa să fie.
Iată, uite, ce frumos! Zice aici că 700.000 de euro fără licitație pentru un muzeu al copiilor. Aproape un sfert din sumă a ajuns de la Firea către o firmă înființată de Sebastian Ghiță. Ta-da-dam. Ei bine, despre ce este vorba? Scrie Libertatea și ne zici, spune așa, o grădină zoologică virtuală, o grădină botanică, un planetarium, sunt câteva dintre spațiile care vor compune viitorul muzeu al copiilor al centrului Proedus din subordinea primăriei capitalei. La jumătatea lunii iulie, în vreme ce Gabriela Firea, primarul capitalei, se contrazicea cu ministrul sănătății pe tema numărului de paturi ATI destinate celor infectați cu COVID-19, centrul Proedus din subordinea sa publica un anunț pentru un proiect în valoare de aproximativ 714.000 de euro, bani care urmau să meargă către firme fără organizarea unei licitații. Acoperiți de legea achizițiilor publice 98/2016, care prevede că instituțiile pot ocoli licitațiile publice în cazul în care achiziționează diverse tipuri de servicii sociale în limita pragului de 3 milioane și jumătate de lei, cei de la Proedus au publicat un anunț publicitar al cărui cost este exact la barem, iar firma este, se pare că este conform celor de la Libertatea, a lui Sebastian Ghiță. Să vedem despre ce avem aici și să vedem și de când e articolul, ca nu cumva să ne trezim că citim cine știe ce. Asta mi se pare mai mult un titlu de scandal, așa, de clickbait, ca să spun. Demisie de răsunet în guvern, Orban a fost șocat, nu se aștepta nimeni. Unul dintre cei mai fideli susținători ai liberalului Ludovic Orban, împreună cu care în 96 a realizat prima unificare a partidelor liberale din România, a votat împotriva alianței politice USL și a dat demisia. Odată cu anunțul retragerii sale din funcția de consilier onorific al primului ministru, acesta a explicat și motivele. E vorba de Ionel Chiriță, președinte al Asociației Orașelor din România, membru PNL de 30 de ani, fost primar și consilier local PNL al orașului Hârșova. Demisia și-a dat omul pe Facebook. Da? Iar întreg articolul îl găsiți unde? Stai să vedem. Ziare.ro. Acolo găsiți articolul în care aflați mai multe. Zice așa, știri pe sursă, ne întoarcem la ei. Principalul suspect în cazul uciderii interlopului Emi Pian, liderul clanului Duduienilor, este audiat la această oră la serviciu omorul al Poliției Capitalei, potrivit unor surse judiciare. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani din clanul Rinu. Clanul, ce chestie, parcă am fi în Sicilia. Acesta a fost până acum internat la spitalul Elias din capitală sub pază. Să vedem dacă mai avem ceva de ultimă oră. Iată o declarație a lui Nicușor Dan, candidatul unic al Dreptei la primăria București, spune că nu vrea să acorde importanță știrii privind candidatura lui Călin Popescu Tăricianu. Aici nu i-aș acorda mare importanță din punctul meu. Domnul Călin Popescu Tăricianu ar trebui să meargă într-un parc de dinozauri și să se uite la ei, să vadă despre ce este vorba acolo, să se mai documenteze și să lase politica la o parte. Nu spun că domnul Tăricianu ar fi dinozaur, dar ar fi frumos să meargă să viziteze un parc tematic de genul acesta. Bun, Nicușor Dan spune că lupta sa este cu actualul edil Gabriela Firea. În privința unei eventuale candidaturi a lui Traian Băsescu, Nicușor Dan afirmă că este firesc ca PMP să aibă propriul candidat și consideră că decizia înțeleaptă ar fi ca votanții PMP să-l voteze pe el și lista propusă de partidul înființat de Băsescu, potrivit news.ro. Bun, interesant, nu știu câte minute mai am, că
nu m-am uitat. Mulțumesc frumos. Să vedem. Adevărul. Zice așa. Cum a fentat sistemul ambulanțier din Vaslui care și-a adus acasă fiica pacient zero al focarului COVID dus pe litoral? Detalii revoltătoare, scrie Adevărul, ies la iveală în cazul tinerilor din Vaslui deveniți focar de COVID pe litoral. Cazul zero, cel al adolescentei care a plecat la mare fără a aștepta rezultatul testului COVID, a fost tratat preferențial. Autoritățile au dat dovadă de dublă măsură în gestionarea focarului de coronavirus care a izbucnit pe litoral după ce un grup de tineri ce participase la o petrecere de majorat în Vaslui a plecat la mare, deși printre ei se află o adolescentă care efectuase testul COVID, dar nu primise rezultatele. Cu o zi înainte, pe 31 iulie, una dintre adolescente, fiica unui ambulanțier din cadrul serviciului de ambulanță al județului Vaslui, a fost transportată de tatăl său la unitatea de primiri urgențe. După evaluarea medicală, i s-au recoltat probe pentru testul COVID. Așa, toți tinerii au fost confirmați cu COVID, iar fiica ambulanțierului a fost dusă acasă. După ce și-a preluat fiica de la Costinești, acesta a făcut cale întoarsă la Vaslui. Inexplicabil, adolescenta nu a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgență Elena Bel din Marbârlad pentru evaluare, așa cum se întâmplă cu toți pacienții. De ce nu și-a transportat ambulanțierul fiica la spitalul din Bârlad și a preferat să o ducă acasă? Este o întrebare la care autoritățile din Vaslui evită să răspundă. Adolescenta a invocat într-o discuție cu reporterul Adevărul că se află acasă pe semnătura părinților, având o atitudine sfidătoare. Întrebată dacă nu este deranjată că prin gestul ei a pus în pericol sănătatea altor persoane, aceasta a răspuns sec că nu, invocând că și ea a luat virusul de la altcineva. Foarte interesant. Hai să mergem și la presa locală. Zice, cel puțin 100.000 de hunedoreni, hunedoara-libere.ro, nu au niciun fel de venituri sau nu locuiesc în județ. În mai puțin de un an, județul a pierdut pe cale naturală peste 13.000 de persoane. Să vedem dacă mai e ceva pe aici. Da, e un articol cu premierul Ludovic Orban în Valea Jiului. Hai, sunt chiar curios ce scrie Hunedoara Liberă. Ah, era de dinainte de vizită. Vreau să văd dacă scrie presa locală ceva de huiduielile adresate premierului la Petroșani. Hai să mergem la Servus Hunedoara. Să vedem ce zice Servus. Uite că nu s-a încărcat site-ul, dăm din nou un enter și vedem acum. Servus Hunedoara zice așa, Iuliu Winkler, sănătatea în fruntea agendei Uniunii Europene, un video cu imagini de pe drumul Gura Apelor, Gura Bucuriei, ministrul culturii prezent în județul Hunedoara, Bogdan Gheorghiu, în vizită de lucru la cetățile dacice, rețele de apă și canalizare din Bretelin și Căoi aproape de finalizare și cam atât cred că avem aici, nu? Eugen Tomac, președintele executiv al PMP, vine la DEVA. Hai să vedem despre ce o fi vorba în articolul ăsta, pentru că sunt tare curios de ce ar veni Eugen Tomac la DEVA acum. De ce? Hai să vedem, să aflăm. Un politician... e prezentarea lui Eugen Tomac. Eugen Tomac este un politician istoric și jurnalist român, deputat în Parlamentul României. E articol de prezentare. Că a demisionat, dar nu ne zice de ce vine la DEVA. Așa că asta e. Să vină. Ce să zicem? Bun venit. Stai să vedem dacă găsesc eu o chestie interesantă aici. Am văzut ieri pe Facebook, dar nu știu dacă mai găsesc.
Cu asta aș vrea să închei revista Presei. Da. Dom'le, a început campania electorală și a început, vă spun eu că a început, că Facebook-ul e plin de deja de postări ale candidaților, ale potențialilor candidați. Dom'le, dar nu știu de unde apar. Aseară, în timp ce dădeam scroll pe peretele, pe wall Facebook-ului, mi-a apărut un domn pe care l-am auzit, nu știu dacă reușim să-l auzim foarte tare, o să ne spună Cristi dacă reușim să-l auzim și dacă se aude, dacă nu o să-mi dau la vedere așa și o să pun pur și simplu lângă, lângă laptop, care pe mine m-a distrat teribil, nu vă arăt imaginile încă, s-o las, ok, o las. Dar vreau să vă dau așa un fragment din cum înțeleg unii candidați. Băi, e oraș, deci înțelegeți, e oraș, se numește Călan și e în județul Hunedoara și omul ăsta candidează la funcția de primar. Ia, fiți atenți aici ce zice. Dragi locuitori ai orașului Călan, mă aflu în aceste momente împreună cu copilașii mei dragi pe malul străinului nostru drag, în acel loc unde cu siguranță fiecare dintre noi și acum să folosesc un termen popular, ne-am împăiat. Deci, se află cu copilașii lui pe malul străinului, drag și așa mai departe, unde fiecare dintre ei, la un moment dat, s-a îmbăiat. Băi, domnul candidat. Deci, să înțeleg că fiecare om din Călan, la un moment dat, s-a dus pe malul străinului, a luat săpunul și s-a îmbăiat. Că te îmbăia înseamnă a-ți face baia, a te spăla. Eventual te-ai scăldat. Mergem mai departe. Hai să vedem. Și plimbându-mă de-a lungul Albiei am constatat foarte... Deci omul se plimba de-a lungul Albiei. Nu de-a lungul râului. Albia era goală. El se plimba de-a lungul Albiei și a constatat ceva. Ce a constatat? De multe locuri, între ghilimele, special amenajate pentru ceea ce înseamnă pregătirea grătarelor, cartofilor, până la urmă... Deci stai, ce ai observat? Deci omul observa că nu sunt multe locuri sau că sunt multe locuri amenajate pentru pregătirea grătarelor și a cartofilor. Hai să vedem. Pentru a ne lua din aceste merinde, să zic așa, energia vitală. Cum? Ai auzit? Deci omul ăsta candidează la primărie la Călan. Deci nu pot să nu mai dau o dată faza asta. Fie aia. Pentru a special amenajate pentru ceea ce înseamnă pregătirea grătarelor, cartofilor, până la urmă pentru a ne lua din aceste merinde, să zic așa, energia vitală. Deci, oamenii din Călan, în viziunea domnului candidat, se duc pe malul străiului pentru pregătirea grătarelor și a cartofilor pentru a-și lua din aceste merinde energia vitală. Ia, primește-ne. Hop. Să facă un grătar, să-și pregătească o tigaie de cartofi, să se simtă bine alături de un organizat, să facă un grătar, să-și pregătească o tigaie de cartofi, să se simtă... Deci să-și pregătească o tigaie de cartofi. Nu e cu cartofi. Că mă gândesc că tigaia nu e din cartofi, nu?
Așa. Bun. Am trecut un pic peste timpul acordat emisiunii noastre. Am vrut să încheiem așa, mai într-un mod mai amuzant. Dacă mai aveți astfel de specimene, trimiteți-ne-le și nouă pe adresa capitaltvromania@yahoo.com. E suficient să trimiteți link-ul și promitem că o să ne distrăm pe cinste. Deci, individul pe care l-ați ascultat, Cristian Coroescu se numește el, este candidat din partea ALDE, domnul Molăț, unde l-ați găsit și pe tovarășul, la primăria orașului Călan și ne vorbește foarte elevat despre tigaia de cartofi și despre merindea care ce? Încarcă bateriile, nu? Bun, cam asta este. Într-un ton ușor amuzat și de ce nu ironic, vis-a-vis de toate lucrurile astea care se întâmplă în aceste zile, Adrian Simon vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dorește o zi bună în continuare, rămâneți cu Capital TV, numai bine!